Bine ați venit la Team Fortress 2, dar e Battle Royale! Stați o secundă. Nu e Team Fortress 2, e Titanfall 2. Stați, asta nu e Team Fortress 2. Bine ați venit la Titanfall 2, dar e Battle Royale. Pentru că orice joc trebuie să aibă un Battle Royale. Până și Tetris are unul. De ce să n-aibă Titanfall 2? În acest Battle Royale avem clase. Dacă și în Team Fortress... În acest Battle Royale avem caractere absolut minunate, cum ar fi câinele, omniprezentul Gibraltar, distribuitor automat de pachete de mădoare în focă, fabricat original cu aluminiu, pitica dracu. Ce mama dracu ai spus despre mine, dracu? Am să te inform că m-a absolvit clase în pușcaș marimi cu 10 și-a cos. Speedy Gonzales, D.E. Mirage sau inutilul. Toate seriozitatea acum. Dar abilitatea lui e de tot căcatul. Ia, în cel mai bun caz, poate să scoate un Arcstar din mâna unui noob sau unui opone mai impulsiv. Și ultimatul este mai degrabă un handicap decât o abilitate. Eu sincer cred că asta a fost viziunea celui care a creat ultimatul lui. O, e b***e, o mirajeuri. Ar fi mai bine să îi împușc pe toți. Unde mi-o fi mirajeul adevărat? Asta mă întreb! Acum hai să vorbim despre Mike Chat. Mike Chat-ul în jocul ăsta este cea mai mare bucată de gunoi autist care am văzut-o în viața mea. Adică așa de prost încât poate transforma un microfon de Hollywood în asta. Se simulare orbială pucea pe Apex Legends! Da, se pierde! Jocul acesta are clase. Și sunt nouă din ele momentan. Nu știu de ce mi-aduce aminte de un joc anume. Destulă vorbă reală. E tipul să vedem niște gameplay de calitate la acest joc minunat numit Apex Legends. Ok. Hai să începem. Absolut. Oh, un Pathfinder. Ok. Ok, și acum ales Octane. Dacă am select și un caracter din meta. Să vei. Sec pe Wraith, pentru că are hitbox ca dracu. Are, este foarte mică și merge într-un match mod foarte ciudat, ca un weeb, când se duce să cumpere anime-ul lui favorit. Ok. Uitați, așa. Bine. Ok, ziceam master. Trebuie oară face sens, ne aruncăm în bunker ca să... Unul s-a desconectat, al doilea s-a desconectat și avem un Gibraltar în meci. Da, Gibraltar s-a aruncat acum, din câte putem vedea. Putem să vedem aici un... Deci vedeți acest lucru negru, aici de fapt nu e negru, e că maronușul. Da, este piciorul stâng al lui Gibraltar. Ăsta e mai mare decât mapa. E mare cât o, e mare cât o întreagă țară. Și are hitbox-ul așa de mare. A, uitați, a murit, e bine. Da, a murit. Ok, aud sunete. Ar fi mai bine să plec dracu de aici. Plec, am zis pași. Care mă, nu prea auzi, pentru că sunt cochipierii care se țipe microfonul prost al jocului ăsta. Adică cred că microfonul jocul ăsta e mai prost decât orice din lumea asta. Bine, am niște arme decente. O, voi abia așa să-mi iau caustic cu din echipa aia. Să știți, nimeni nu bate caustic în buncăr. Afară buncărul și de tot căcatul. Ah, uitați. O, băie, să fac third party, să vedeți aici. Da, uite, deja au third party, deja au de aceste alte Excel-uri. Un altă care o să-mi le bag. Dar ar fi mai bine să mă grăbesc, de fapt.
Da, uitați. Am auzit.